Vineri, la sala de ședințe a primăriei municipiului Alexandria, a avut loc conferința organizației municipale a Partidului Social Democrat. În cadrul acesteia a fost aleasă conducerea, stabilindu-se totodată și delegații ce vor participa la conferința județeană a PSD. Din prezidiu au făcut parte președintele Consiliului Județean Telorman Adrian Gâdea, senatorul Timotei Stuparu, deputatul Valentin Boboc, subsecretarul de stat Augustin Ioan și președintele executiv al organizației județene Marian Fișcuci. Iată câteva dintre mesajele pe care am să vi le spun, pentru că lumea are anumite îndoieli. Una, coabitarea. Eu vreau să vă mărturisesc cu sinceritate că sufletește nu accept, dar politicește pot să o înțeleg și să o susțin. E nevoie de ea. Este un blocaj, a fost un blocaj și l-am văzut că nici prin referendum, când toată nația a ieșit, n-a putut să schimbe lucrurile. Nu pot câțiva oameni, chiar dacă sunt la guvernare, să schimbe cu adevărat lucrul. Și atunci, până la urmă, poate că este nevoie de o înțelegere. Și trebuie să înțelegem că această înțelegere poate să conducă la deblocarea situației. Am reușit să ne ținem deoparte din promisiunile făcute în campania electorală, și anume reîntregirea pensiilor și a salariilor. Și știu sigur că obiectiv pe care îl avem în acest moment noi ca structuri administrative, finanțarea tuturor proiectelor aflate în derulare, pentru că alte investiții noi sunt greu de apreciat dacă le putem face în acest an, având în vedere alte multe proiecte începute. Odată ajuns în minister, îți dai seama și de complexitatea problemelor cu care te confrunți. Până atunci le vezi doar din punct de vedere al celui care este implicat în administrația publică, dar la nivel local, poate chiar comentând aceste probleme cu care un minister se confruntă. La conferință au fost invitați și George Drăghiș, președintele PNL Alexandria, Paul Chicu, președintele PC, precum și Jana Bălaru, președintele PPD de Alexandria. Perioada analizată în conferința organizației noastre a fost marcată de evenimente politice cu implicații majore, atât în plan politic, economic și social. Anul 2012 a fost un an plin de activitate pentru membrii organizației noastre, deoarece în luna iunie au avut loc alegerile locale. La numai o lună, în luna iulie, a avut loc referendumul de suspendare a președintelui Băsescu, iar în decembrie s-au desfășurat alegerile parlamentare. Anul 2013 a debutat cu alegerile anticipate pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, în data de 3 februarie. Rezultatele obținute au fost foarte bune, candidații înscriși pe listele noastre câștigând detașat aceste scrutinuri. Pentru tot efortul dumneavoastră, acum, la ceas de bilanț, eu vă transmit aprecierea mea și vă mulțumesc. Scorul obținut a situat organizația Partidului Social Democrat a Municipiului Alexandria printre organizațiile fruntașe la nivel județean și chiar național. Dacă la întâlnirea pe care am avut-o în campania electorală cu dumneavoastră vă spuneam că este o cinste pentru mine să mă prezint în fața dumneavoastră în calitate de candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Telorman, astăzi vă spun că este o onoare pentru mine să fiu în fața dumneavoastră în calitate de președinte al Consiliului Județean Telorman. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul, pentru ajutorul pe care mi-ați acordat pe 3 februarie pentru ca eu să fiu astăzi președinte al Consiliului Județean Telorman. Succesul mandatului meu de președinte al Consiliului Județean, stimați colegi, este de fapt succesul dumneavoastră al tuturor, este rezultatul muncii fiecăruia dintre dumneavoastră. Datorită implicării active a dumneavoastră, am câștigat împreună toate alegerile din ultima perioadă. La această întâlnire, Victor Drăgușin a prezentat și raportul privind activitatea desfășurată de organizația PSD Alexandria de la conferința precedentă până în prezent. USL, nu trebuie să uitați că sunteți de stânga. Nu trebuie să pierdeți nimic din identitatea de stânga, ci dimpotrivă, cred că trebuie să o protejați. Apărăți valorile stângii. Având curajul de a afirma și de a dovedi că stânga modernă nu mai înseamnă de mult comunist, ci dimpotrivă. Aveți curajul de a afirma că România, unde vorbim doar de deficite bugetare, există un uriaș, un inacceptabil deficit de solidaritate socială. Spuneți-o, este treaba dumneavoastră. Aveți curajul și spuneți că în România e mult prea multă sărăcie și mult prea multă politică autentică de stânga. Aveți curajul și spuneți că România nu mai este de mult
nu mai înseamnă birocrație și șpagă. Aveți curajul să spuneți că în România nu e prea multă asistență socială, ci prea puțină și prea multă risipă. Iar noi, liberali și conservatori, prieteni de dreapta, nu avem niciun risc să ne pierdem identitatea și trebuie să ne apărăm oricând. Astăzi sunt bucuros că fac parte din această alianță. În numele Partidului Conservator vă dorim mult succes, mult succes în tot ce faceți și vă asigurăm că vom fi alături de dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată de a participa la lucrările conferinței a Organizației Municipale Alexandria. Organizație care, așa după cum știm, a avut rezultate remarcabile în lupta politică. Cred eu că aceasta se datorează și datorită conducerii, cât și tuturor membrilor organizației. După aproximativ 2 ore de interpelări și discuții, Victor Drăgușin a fost reales cu unanimitate de voturi președintele organizației PSD Alexandria, iar funcția de prim vicepreședinte a fost ocupată de Ștefan Tăbăcitu. Tot cu unanimitate de voturi au fost aleși și cei 6 vicepreședinți: Timotei Stuparu, Valentin Bobog, Mircea Dumitrescu, Constantin Slăbescu, Andreea Broșteanu și Marian Podbăniceanu. Pentru funcția de secretar executiv a fost votat Eugen Delcea, iar trezorier Dumitra Matei.